Da, vrei să-i facem o farsă lui Măruță, să vezi dacă vine, o să-l punem pe portocală să ia de el. O să bea așa un pic. Să-i zică că e vărul, prietenul lui Alex Velea, că l-am înțeles că tot timpul e înceartă cu Alex Velea și să-l ia un pic așa, să-l spune, să vedem dacă se sperie, dacă pune botul, cum zicem noi. Tremurăm, măi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Episod. Vlog. Daily vlog. Daily. Astăzi va fi o zi, să le spunem, să nu le spunem. O zi trăsnită. O să fie o grămadă de chestii. Nici eu nu știu exact ce o să facem astăzi. Bă, deci o să fie un daily vlog. O să ne scoată Mârlanul în oraș. Am fost, am spălat mașina, este curată, e tot ce trebuie. După ce o să ieșim în oraș, nu știu pe unde o să aterizăm. Mi-am propus ca de data asta să facem un vlog așa, cam ce facem noi într-o zi. Nu știu pe unde aterizăm, pe unde nu aterizăm. Dar dacă rămâneți alături de noi, cu siguranță o să râdeți. Și după cum v-am obișnuit, v-ați obișnuit cu noi că suntem nebuni, tâmpiți cu ghilimele de rigoare. Așa că cu siguranță nu o să vă plictisiți. Și dacă ați stat până aici și ați văzut intro-ul ăsta, băgați și voi un like acolo, lăsați un comentariu aici, pentru că ne ajută foarte mult să urcăm în sus. Și dacă nu v-ați abonat, vă puteți abona. Deci cu siguranță o să râdeți. Asta este cel mai important. Așa că să-i dăm drumul! Toni, noi am cam ajuns. Da, hai, coborăm acum. Hai, vă aștept. Bă, mai vine cineva? Toni. A zis coborâm. Cu Crenguța. Cine-i Crenguța? E fata lui Toni. Tu nu o cunoști, dar... Nu. Nici. Ne facem noi prieteni. Azi mergem la Toni. Azi ne facem noi prieteni. Dar nu poți cu păcat care ai iubit. Deci na, tu, eu știu. Băi, că am zis că ne facem noi prieteni, mă, nu că ne însurăm. Eu știu cum ești tu și, dar na, nu știu. Vrei să te faci neam cu Toni? Doamne ferește. Hai, nu, bă, nu, suntem prea buni prieteni, nu. De ce, bă? Nu, suntem prea buni prieteni. Hai, bă, las că mă fac eu dacă nu. Bine, atunci fute tu. Ia ziceți, fraților, să mă fac cu Toni, cu Toni Ionescu, să mă fac neam aici? Neam pe fustă? Neam. Hai că am ajuns la Toni. Hai, revenim. Am ajuns și la Toni, dar Toni deja vine, după cum vedeți. Toni e... Păi, deci vezi cât de... Bună dimineața, fetelor! Mamă, când au vorba asta, bună dimineața, fetelor! De unde? Pup, Toni, te pup! De unde să trag fetele? Hai, de la Căpâlna? De la Căpâlna, dar venim din Maramureș. Ia e Maramureș, care din munții Pădurea Neagră. A, așa, mă, exact. Nu e Mordeala aici, că dacă era Mordeală... Păi... Azi mergem la Măruță la emisiune. Nu cred. Suntem gașcă, da? Ne invita Măruță, mergem să râdem, glumim un pic acolo și poate îi tragem și o farsă. Și noi mergem să facem curat prin spate pe acolo. Să vedem dacă ne iese. Hai. Eu n-am motora la mine. Lasă-o că îți dai un motor, îți cumpăr motor. Vrei și tu? Hai. Am ajuns în fosta locație, primul meu loc de muncă în televiziune, la ProTV. Asta e clădirea ProTV-ului, fosta clădirea ProTV-ului, care pe vremuri a trăit momente de glorie. Acolo se făceau curțile ProTV cu scenă, spectacol, artiști, erau nebuni aici, tot bulevardul ăsta cât vezi acolo, era coadă pe 4-5 rânduri, stătea lumea să prindă căciul la ProTV, ciorap cu ProTV, stricor cu ProTV. Și aici era spectacol mare, se bloca circulația, erau nebuni. Acum, săraca, uite, e parat. Și jos alături e cârciuma, unde fiecare producător de emisiune, fiecare prezentator după emisiune se coboră la cârciumă. Aici era într-un fel bufetul ProTV-ului. Era o nebunie întreagă. Ne uităm acum că am două sunt închise, e sinistru. Dar de cât timp e de fapt încate? Oh, e de vreo 10 ani de zile, cred că. S-au mutat, nu știu, dar parcă sunt alături acolo acum nou ProTV. Alături, da. Hai un pic să ne uităm pe acolo despre... Hai până în partea asta. Intrai pe aia, pe curte și...
Era unul care era mort de ani de zile, dar ziceau, mergem la cutare. Și toată lumea, bă, dar la când vine patronul pe aici? Nu vine, bă, că e mort de vreo 20 de ani. Da. Mamă, cum uite, a ruina a ajuns. Clădirea aici era cu cabina ProTV, la fel, nu știu ce. Veneau toți care vrea să facă o declarație, iubim ProTV, ai luat ProTV, fac nu știu ce. O de ce ai să țineau concert? Ai să da. Aici am dat primul autograf pe scările astea. Ieșeau copiii o școală pe aici, până la apropiere, și ieșeau copiii de la școală, veneau carnete de... De astea, cine? Dedo, ăștia, de la Vremea, de la Știri, de la toată aia, o nebunie întreagă ce era. Aici parcă-l văd pe tabără. Tabără era atunci. Da, 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 cu cabina ProTV. Tony are sentimente deja când se urcă aici pe mamă, scenă. Deci, știi cum, emoții așa, după 20 de ani de televiziune m-am reîntors aici, parcă văd și acum cu ochii minții ce nebunie era și... Da, bă, Tony, poate mai rămas ceva pe aici. Da, mai rămas nimic, s-a consumat tot. Bă, hai că tot sunteți pe scenă, faci și voi improvizație, spuneți și voi ceva aici la cameră. Vreți să-i spunem, mă, că vrem să facem o farsă lumăruță? Da, vrem să-i facem o farsă lumăruță, să vedem dacă vreau să-l punem pe portocală, să ia de el. Să dea așa un pic. Să-i zică că e vărul, prietenul lui Alex Velea, că l-am înțeles că tot timpul e în ceartă cu Alex Velea și să-l iau un pic așa, să-l spune, să vedem dacă se sperie, dacă pune botul, cum zicem noi. Eu zic că pune sigur botul, e... Oricum, o să vorbim cu Paza ca să nu avem probleme. Mergem întâi să vorbim la Paza ca să nu fie probleme, poate ne apă portocală și îl stoarce. Să cam știe toată lumea, dar decât el să nu știe. Da, și să mire de ce nu vine Paza să-l scoată de mâinile lui. Hai să mergem. Fraților, mergem la Măruță. Ne tot gândim cum să-l abordăm, cum să-l luăm, cum să-l zdruncinăm pe Măruță. Cu siguranță o să fie o reacție de aia, pentru că nu e nimic regizat, totul este pe bune, așa că ne așteptăm la orice reacție, ne așteptăm să vină și Paza, ne așteptăm să... Ne așteptăm să ne sune, nu sunați după arestare. Să ne lege direct. Hai să mergem. Mă aștept să iau 2-3 mufarină. Bă, portocală, dacă îi bătai, oricum tu ești obișnuit că ai mai luat. Da, frate, nu e nicio problemă. Da, oprește camera să ne vadă cu camera. E un pește deja. Bună dimineața, fete, vreau. Neața. La ora 3. Neața. Da, 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 da. Băi, așteptăm pe Cătălin să vină din secundă în secundă. Bună ziua, bună ziua. Uite aici, bă, stafful prezidențial mă așteaptă, foștii colegi. Nu, nu te aștept eu pe tine. Să treci. Hai. Mă, iar. Mai dăm o dată. Chiar că nu mai vede una. Mai dăm o dată, vă salut. Bună ziua. Pe Dihoru nu vorbești pe el, nu? Pe nepot. Nu vorbesc, vezi ce trebuie, mă dau. Hai, pune-mi platou. Hai. Portocală, da. Să te ții bine, pentru că aici o să trebuiască să vii să cânti, da? Uh-huh. Deci, Portocală, tu va trebui să... Uite că încă nici nu sunt... Ce-a făcut? A schimbat studio? Ce era la cel mai grâscri? A făcut studio de știri aici, cred că. Ăsta e un studio, mă, ce e aici? Bă, păi stai, bă, că ăsta avea canapele, avea astea pe acolo, Măruț. Aici era studio lui Măruț, aici era să filmai emisiunea lui Măruț. Cred că acum se filmează știrile din câteva ziua. Nu prea pot să stau pe aici. Pe te doare portofelul? Mă cam ține portofelul. Ia uite, mă și văd acolo în ecrane. Hai, și eu sunt busul. Deci, care ecrane? Portocală. Uite acolo, ia și mă filmez direct de pe ecrane. De pe ecrane. Și începem așa. Salutare, fraților, și bine ați revenit la Măruță! Eu cred că ar trebui să schimb intro-ul ăsta cu salutare, fraților! Lăsăm pe Toni să prezinte știrile. Domnul Busuioc? Da. Astăzi o să avem o vreme cu reumatism, adică în vestul țării, unde vedeți aici pe hartă, e neagră harta pentru că s-a filmat în munții Pădurea Neagră, de unde se trag toate chestiile. Ca dovadă că și harta e neagră, face parte din lanțul Carpaților cordilieri. Așa? Cordilieri? Așteptăm vreme frumoasă, așteptăm să vină lumea la plajă, mergem pe litoral, mergem la munte, noi venim de la munte, așa că ne doare la bască. Vă așteptăm cu ploi, tunete și fulgere. Dacă îmi permiteți, sunteți așa de bătrâni, dumneavoastră amândoi, încât pe ploaie o doare pe ea reumatismul când veniți voi, nu invers. Astea-s din 73. Băi, deschideți, mă! Open your mind! Mai uite, la televizor să vezi ce mai e nou, mă! Eu am crezut că e rău să fii mic și prost, dar ăsta e mare! Da, asta e! Dacă mic și black, mai bine mare și prost! Deci, pentru cine nu știe, uite cum arată platoul la Măruță, cam așa arată, uite... Asta e platoul la știri! Cu toate chestiile astea pe sus. Portocale ne facem unul acasă. Mhm. Îl facem în sufragere, că e mai mare acolo, știi? Păi și unde dorm? Da, era o problemă. Unde doarme el?
Deci mie chiar începe să-mi placă aici. Uite ce bine, ce bine mă încadrez aici pe Gana Ferru. Filmați acolo pe ecranul ăla. Uite și tu ce bine îmi stă aici. Stai așa să-mi aranjez tricoul. Stă bine, nu? Cum începe Andreea Esca? Știrile Pro TV, urmează știrile Pro TV cu Ionuț Ghiță! Aici. Salutare! Bună seara, domnilor și domnilor, astăzi vom... nu mai mă, nu mai mă duci în... Domnilor și domnilor. Domnilor și doamnelor. Nu, doamnelor, cum ne zice da, Toni. Știrile COVID. Băi, hai mă să mergem afară, mă, că vine mortul. Da, mă, hai că să nu pierdem pe asta. Facem farsa, mă. Ăsta este platou, fraților. O să vă mai arătăm după, o să mai fie invitați pe aici, o să mai fie o grămadă de... Fă și farfurii când ne arăți, dacă tot ne arăți platouri, farfurii când ne arăți. Ce ciudat este, iar ia-te-n puțin camera. Uite-te cât de ciudat este să stau să mă filmez pe aici. Ia, ia dansează, ia fă twerk aici. Băi, noi suntem idios rău de tot. Da, ce să zicem, băi, mergem afară, pentru că o să trebuiască să vină Măruță și nu vrem să-l pierdem, vrem să-l prindem direct la mașină și dacă îl prindem direct la mașină... Hai, auzi, vin cu acest studio. Băi, că noi am fost la Măruță în studio, dar la studio. La 5. Eu nici nu mai m-am uitat la televizor, ce-i drept, dar na, asta este acum, nu m-am uitat la televizor, dar am crezut că ăla este. Am crezut că ăla este platou. Mamă, câtă lume aici. Poți să vă filmez, nu? Da, nu-i problemă. Te-ai întâlnit cu nasoate? Gata. Ia, știi ce aici se ascultă manele, că la noi acasă. Ia, da, manele se ascultă peste tot. Da, o să ne ia copyright-ul. Sărumâna. Sărumâna. Cu tine s-a uitat afară. Nu ia copyright-ul. Prezată mai încet. Așteptăm în parcare și spune Gilliver Rolling Village. Bă, ce-i cu familia mea, te-ai tot. Aoleo, s-ar putea să-i nerveze. Să-l băgăm un pic în ceasă. S-ar putea să-i nerveze. Îi trece repede. Da. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Bine ați venit, rău ați nimerit. Bine ați venit, da. Da, zic. Deci, Crist. Hai să stăm și noi aici. N-am mai fost de vreo 2 ani pe aici. N-ai mai fost? Pandemia. Eu n-am mai fost niciodată. Să ne punem aici, să ne facem un... Tendința, regrizare. O, stai așa, căcat cu canapeaua asta pe aici. Stai. Băi, trebuie să dăm muzica mai în ce ui. Lasă-mă că... Punem noi acolo ceva. A? Suntem bine? Suntem bine, nu? Suntem ce trebuie. Domnul Toni! Ia vino pe domnul Toni, ia! Oh, ce bine a nimerit aici cu mâncare. Ții niște, stai că vreau acum. Să mute, dar... Doamna Greta, putem să punem o mașină dacă doriți. La mine, nu? Nu, voi nu porți, doar voi, a? Dar toți au luat mașini pentru asta. Da. Toni, da. Hai mă să mergem, mă, că vine... Hai să mergem în parcare, să nu vină Cătălin. Vine Cătălin și dacă vine Cătălin, pierdem tot farmecul, prindem aici. Uite-l și tu, portocală. Trage aer în piept. Pentru că trebuie să-ți joci rolul în vieții aici. Tu trebuie să fii spartan. Băi, deci să... Deci... Cum? Nu știu cum am desfăcut. Ia, tati, să vezi ce rând. Nu trebuia să-l filmez, mă. Iar mai tati, că ăla n-am pornit nici la palierele. Ce fii? Dar ți-am zis, aveam un feeling dintre ăla că o să dai aiurea. Bă, dar cum să o dau? Deci, nu mi-a ținut farsa, nu pot să cred. Bă, din păcate este chiar fail. Zic, Grânguț, sau ceva. Ce să mai zic? Aia ești aiurea, nu? Păi, eu zic că ai și bine. Bine? Ce n-ai băiat și bine? Că n-ai și nimic. Păi, bă, salut! La revedere!
Asta este, data viitoare, sperăm că portocală va fi mult mai inspirat. Mult mai convingător. Și mult mai convingător, măcar ai dat mâna cu Măruță. A, măcar am dat mâna cu Măruță, nu o să mă mai spăl pe mâna asta două zile. Corect. Râdem, glumim, hai să... Ce bă, facem nu, nu, mie nu-mi vine să cred că am luat fail. Dar de ce, m-a văzut camera, mă, și de-aia. Păi da, eu v-am zis că pe discret, pe telefonul. Păi unde vrei să țin camera ascuns? Așa, măi. Da, bă, cum, pentru că trebuia să prind tot aici, ești nebun, ce ai? Da, mă, las că o așteptăm pe Iesca, încercăm cu ea. Hai că poate vine Andra. Ce? Da, da, deci, fraților, portocala este foarte dezamăgit pentru că a dat fail. Mare puțin și plânge, are o lacrimă deja. Pentru că, Ghiță ține camera aia, zici că duce steagul la morți? Ce vrei tu să faci? Să vreau să ajung acasă să mă joc FIFA. Să duce acasă, să bagă într-un colț, iau pe în brațe și lăcrimează până mâine dimineață ca da fail. Am fail la Măruță. În parcare. Erai foarte entuziasmat. Bă, da, mă, frate, mă duc, îl iau de vorbă direct, omul vine, pac, îl iau de la mașină. Tu unde a văzut camera lui Ghiță, Ghiță o ține așa, zici că duce stâlpul? Bă, dar trebuia să o ții, mă, și trebuia să o ții în dreaptă, da, pentru că trebuia să... Ce dori? Camera trebuia să stea dreaptă, pentru că dacă ții microfonul îndreptat în direcția lui, prinde și sunetul bine. Eu am, aici am ținut-o camera, n-am ținut-o sus. Da. Tu trebuia să o acoperi tot că tu ești mare. Dar cum te-ai genit pe eu, m-am dus și m-am făcut așa în fața lui. Na, ce să? Ce că stai, oameni, că mă filmează ăla, lasă-mă în pace, că m-am prins. Stați convins. Ce să faci, o faci, te dai la urs cu briceagul. Bă, dar tu știi care e treaba, că nici briceag n-am. Ia zi, următorul fail, cu cine îl faci? Cu cine facem următorul fail? Dacă te-ai obișnuit acum. Nu știu, găsim, mai mergem cu Nea Toni. Bă, așa înveți. Da, bă, așa înveți. Nea Toni, Nea Cornel, bă, nu mai îmbătrânim oamenii ăștia, că sunt tineri. Sunt tineri, dacă tu te simți bătrân, nu e vina noastră. Am înțeles. Nu trebuie să fii dezamăgit, trebuie să fii... Uite-te și tu, ești plin de emoții. De ce ai emoții acum? Că am luat fail. El zice că e tânăr, știi, dar să-l fi văzut la ștrand, stai, lasă așa. Așa. Să-l fi văzut la ștrand ce făceam în cația și când s-a dezbrăcat și a intrat în apă, zice că e unul de 90 de ani cu țăcălia aia pe cap și a intrat el încet așa că sfăria ouțele când a intrat în apă și zice, ce, se învârtea ca o balenă de-aia ieșoată pe ștrand. Și acum ne face pe noi, boșorogi. Păi dacă sunteți... Mai puțin mai zici ceva? Băi, chestie de respect, Nea Ionuțe. Tata Ionuț. Nene Ionuț. După filmare, mânerul ăla de ține camera e pe spinarea ta. Dai pe spinare? Pe spinare și o să miroasă amaro. Deci neapărat trebuie să te duc acasă să-ți faci repriza de plâns. Da, păi. Cum o să dai tu așa? Bă, nu știu, frate, te-a văzut pe tine, te-a genit direct. Nu m-a văzut, mă, pe mine, nu știu. Și Tony zâmbea așa, perfid. Nu știu, s-a prins după băiatul ăla, nu o vedeam. Da. După băiatul ăla mic. Nu, Toni a stat retras aici. Nu cred că l-a văzut pe Toni. Că era foarte, era și grăbit, era, n-ai văzut. Da, nu fii trist, portocală. Zici că e kiwi. Nu kiwi, ananas. Ce să mai? Tu stai seama, te-a văzut cu codița aia. Nu te văd aici, n-am ce să vorbesc, tu ești bărbat. Nu ești credibil, mă, nu ești credibil. Bă, frate, sunt viking. Asta e mintea ta. Eșuat. Eșuat. Păi mi s-a scufundat corabia. Măruță, te-ai prins? Mi s-a scufundat corabia? Ai prins glasul. Da. 8 minute. Hai să mergem pe o țigară. Da. Deci, imediat după pauză, intră Toni aici pe Rafa, face pe Măruță. Nu l-ai făcut, îl fac eu. Ești gata, campionule? Ca de obicei. Eu nu. Îi revenim. Nu ești gata? Am Codruța, mă, că... Codruța, frenguță. Codruța, mă, ce-am luat tot. Bă, deștept, n-am să vin. Revenim. Hai, bă. Intrăm la Măruță în studio. Avem puțin miști. Greta, cam încă timp. Lași 45. Bine. Mai sunt 10, 15, 50, 33 ori. Ai emoții? Eu? Mm. Eu nu trebuie să zic nimic. Uite-l pe Cătălin dacă vrei să te duci să-l bați. Unde e? Unde e? Uite-l aici. Unde ești, boss? Uite-l aici. Ia. Dacă ești, auzi. Păi îți dau o producere de...
Uite, uite, se uită pe TikTok și și-a bătut joc de forța mea. Asta este, se, se mai întâmplă data viitoare. Vedeți, iasă. Deci nu s-ar trebui să mai strigăm la tine portocală, trebuie să strigăm fail. Ce v-ați fail? Adevărat. Așa că... Că te-ai mutat la radio, că ești la Ciuchis FM. Băi, asta e, băi, băiatule, băi. Bine, după am încep și la ei. Ok. Locul lor, la ei nu știu încă. Michel, nicio. Puteam să aflați. Mergem mai departe. Ton Ionescu s-a născut să fie actor, asta știe toată lumea. De mic a visat să facă oamenii să râdă. Ton este acum aici să ne arate o altă latura sa, cea de tată. Pentru că nu vine singur, vine cu fica lui Crenguța, iar cel care filmează în spatele camerelor de filmat este ginerele. Nu, și-ar dori. Și-ar dori, am înțeles. Pentru că a venit cu operatorul personal, Tony. Puteți să-l filmați, este aici în spatele camerelor de filmat. Un băiat simpatic, nu de alta, dar să știți cine ne-a luat imaginele. Fă cu mâna la cameră. 11 ani, e prezent aici, cum spuneam, cu tati, Tony Ionescu. Am zis, de la profesionist, nu pot să recunosc farsă. Haideți să luăm un loc aici, la zeci de la profesională. Pe simpatic, serios. Da, uite, împreună cu portocală. Dacă nu vezi bine acolo, poți să vii pe scaunul ăsta. Nu, nu, nicio problemă. Nicio problemă. E perfect. Împreună cu ești cu prietenul Ionuț Ghiță, care și el are un vlog de succes. Am început să lucrăm împreună în perioada asta, încă nu mai foarte mergem frumos, deci practic Tony Ionescu pe online, da? Cum da. Se numește canalul? Unul Ionuț Ghiță și al doilea Tony și Delca, canalul meu personal, unde un prieten Cătălin Delca și el stand-upper, facem tot felul de scenete și de nebunii. Ok! Am tot grei pe online! Facem și noi pe podcast-uri, pe asta de peste vreo două săptămâni. Pe stand-upuri, nu? Stand-up nu mai merge stand-up-ul, dragul meu. Nu mai merge? Cum să mai merge? Nu mai merge. Păi cu săli închise, cu jumătate de loc. Le faci online. Astea, cu stand-up online nu merge. Dacă n-ai public acolo care să aplaude, să râdă, să ai reacții la public, nu prea. Când simți nevoia de stand-up, poți să vii la noi aici, uite, în public, aplaudă, când doamne simpatic, aplaudă. Tony, 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 Maria, Maria, ce râsă are. Crede-mă că nu poți să ții numărul de stand-up. Fii atent. Maria, poți un pic, te rog? Ai văzut? Aba, a? Doamne, Petru, vârstă. E drăguț, am încercat să trec pe teatru, chiar înainte de pandemie și când am terminat piesa de lucrat. A fost interesant, pac, lockdown, nimic. Și a rămas piesa mea. Și acum mă sună de la Timișoara, de la Oradea. Hai nu veniți la noi să puneți piesa de teatru. Bă, fraților, câte... Experimentul, nu? Da. Câte locuri are sala? Păi câte să aibă? Atâția. Păi și câți spectatori îi permis să intre? Păi ea, dar dacă îți vaccinați, dacă... Și atunci am făcut un calcul, încep până acolo, ca să avem bani întors. Deci încă deocamdată nu, piesa asta la care ai lucrat nu poate fi văzută, dar avem pe Crenguța de voi să vorbești și cu ea. Pentru că și Crenguța joacă, nu? Joacă piesă? Nu joacă piesă Crenguța și a dorit să scrie la teatru, să facă teatru. Am stat noi de vorba, am stabilit că regie filmul, ne-am trezit că e târziu ca să ne mai înscrie la facultatea. Dar iubi, se află, deci Crenguța are 19 ani, da? Da. Așa și ești tentat de domeniul pe care l-are tatăl tău? Da, relativ. Adică, la un moment dat am simțit că nu știu exact ce vreau să fac în viața mea, dar m-am axat pe asta, în principal. Dar încă nu sunt sigură de ce... De ce vrei tu așa să faci? Încotro să apuci. Da. Dar acum e să stai cu tatăl tău care spunea că el de mic a fost mai născut, făcut ca să faci oamenii să râdă. Să-ți fac oamenii să râdă și asta au reușit până la urmă. Și acasă reușește să vă facă să râdeți, să zâmbiți? Da, de fiecare dată. Și eu sunt construit așa, adică simt că sunt construit așa, dar nu pot, nu știu dacă pot să fac o carieră din asta, dar îmi place să fac oamenii să râdă, îmi place să fac toată lumea să simtă bine, dar nu știu dacă pot să fac o carieră din asta. Da, știi cum era, la un moment dat o să simți cu care e drumul tău și asta e tot ce contează. Asta
19 ani? Are un pic teamă de public și am vrut să iau cu mine la stand-up să facă mie deschidere. Da, da. Program și, tati, ce mă trezesc în fața mea, ce mă pierd total și încep să-mi tremure mâinile, genunchi, zic și mie la fel, tati, și eu că intru prima oară pe cenă, primul minut îmi tremură tot. Da, da. Adică aproape tot, nu pot să zic ce. Bun, e, că nu s-a rămânat, va simți atât, va fi și probabil mă face pasul ăsta. Astăzi am un test pentru voi, vreau să vedem cât de bine vă cunoașteți. Perfect. Ați mai făcut un test? Nu, n-ați fost la niciun test? Da, am făcut nici test, n-am făcut nici mască. Nu facem testul COVID aici, Antoni. Ideea era, deci voi ca familie, tu ca tată și tu ca fiică, n-ați mai fost împreună la un test de prima dată? Da. Noi suntem renumiți pentru testele astea care arată cu pare vitale. Perfect, o să facem în felul următor. O să închideți ochii, avem niște teste care sunt făcute în America și testele astea vin la Cambridge. Practic ne-ar dă 4 luni de zile înainte invitații care vin la emisiune. Ei studiază fizionomii tot, profil și ne fac întrebări. Și zici cu asta s-a ocupat Cambridge în ultimele 4 luni. Da, da, exact. Ne costă un test de asta 200 de mii de euro. Îmi dădeați mie și vă dădeam eu rezultatele. Ia te facem ca pe TikTok, Tony. Închideți ochii și arătați cu mâna în stânga sau în dreapta. Da? Fii atent, dacă ți se potrivește întrebarea, ție, răspunsul ție a râs către tine, dacă nu către Crenguța, da? Ok. Crenguța știe, cred că sunt mai mult ca tine pe TikTok. Ochii închiși și mâine copt. Nu, ochii închiși și arăți stânga dacă e către Crenguța. Sau așa dacă e către. Da, fii atent. Și Crenguța la fel. Care face, dar repede. Care dintre voi face glume mai bune? Nu, țineți degetele, țineți degetele, ok. Crenguța să știi că ar trase către ea, dar păi a schimbat. A doua întrebare, Crenguța, dar țineți degetul, nu mai lăsați după aia, să ne dăm seama. Care dintre voi se supără mai repede? Corect! Care dintre voi petrece mai mult timp pe site-urile de socializare? Corect! Care dintre voi petrece mai mult timp în oglindă? În oglindă, de ce a spus că în oglindă? Că eu filmez cu camera cu revers. Camera. Chiar m-a interesat, în oglindă ce faci? Adică... De ce mă interesa de oglindă? Într-o vreme aveam foarte mult păr. Să mă aranjez, să mă machiez. Eu am un ten de baby face, așa cum se spune în televiziune, și atunci n-a fost necesar să îmi place să mă admir cât de bine mi iese machiajul ăsta natural. Da, îți bune întrebările, nu? Da. Da, exact, bravo. Cambridge, crească Cambridge. Da. Care dintre voi este mai dezordonat? După aia deschideți ochii. Păi suntem tată și fiica, am văzut, credeți despre noi asta. Nu te minimalist, noi nu spun chestiile noastre. Da, dezordinea mea e o ordine controlată, adică eu dacă las lucrurile așa, vrește, 2 ani în cameră, după 2 ani știu unde-ți mă duc să ridic ceva. Să rămâne mult o mare. Da. Și practic distruge ordinea. Distruge ordinea și n-are ținere de minte și atunci nu știu mai găsit. Voilà. Perfect. Data viitoare când o să fie lucrăția, o să-i punem înregistrarea. Să uită, sunt sigur. Ai, ok. Închideți ochii, mergem mai departe. Care dintre voi nu recunoaște niciodată când greșește? N-are. Tutor. Deci nu reușești când greșești. Care dintre voi plânge mai mult la filme? Nu cred! Mă emoționează la laboratorul lui Dexter când mai zic pe ciocănitoare, Audi, lăs mai tu copiii ați la ciocănitoare. Dar și Jerry cu cine ține? Cu Jerry, bineînțeles. Cu Jerry Lewis. Ești cu desene? Da, mă emoționează orice formă de cultură, chiar și desenul animat e bun. Da, plâng foarte repede. Tu ai văzut că mai furat. Am înțeles. Haideți să vedem mai departe. Care dintre voi minte mai mult? Aaaa. Oh. Bun, care dintre voi spune cel mai des celuilalt te iubesc? Să exersezi, da? Eu îi zic, când îmi spune te iubesc, îi zic și eu. Și e întreabă și tu ce, de fiecare dată.
E important să spui cuiva te iubesc, contează foarte. Și important să le spui părinților, cred că contează foarte mult. Ar trebui să-i dezvelesc ca să le spun asta. Hai să mergem mai departe. Care dintre voi este mai zgârcit? Tată și fică. Care dintre voi este, care dintre voi supără mai mult pe Geta? Corect. Care dintre voi mănâncă mai mult? Uite că la tine cât ești. Nu mai duc, nu mai știu, și acum ultima întrebare, care dintre voi doarme mai mult? Corect și aici. O mică excepție v-ați potrivit, perfect. Păi dacă am crescut împreună, adică eu un kilogram, ea în vârstă, mi se pare normal. A copilărit cu mine, cu platourile de filmare, deci... Dar tu probleme de sănătate doar asta cu spatele, tu, nu? E, am mai multe, dar nu să. La inimă? Nu, nicio. La inima e bine? E bine. A, dar că-i bună inima, Greta, e ok. Bă! Hai să trag bună! Dacă ai probleme cu inima. Dar eu vreau să nu mă uit eu totdeauna cu dintr-un plantă de filmare, mă uitesc numai tavanul. Dacă ai probleme cu inima, acum la portocală, asta e pentru tine, tati, că ai vrut să-mi faci o farsă. Mă scuzați, dar nu rămâne așa. Vrei să vezi o relarea? Da, da, chiar așa. Ai zis ce-și ok? Păi noi creștem de ăștia acasă. Țăraia Crânguța s-a speriat, cred că puțin mai tare. Chiar m-a speriat, dar nu sunt. Nu avem planuri. Noi acum o să începem să bântuim pe țară. Vrem să facem o serie de vloguri mișto și deja am început să filmăm live alături de prieteni, Ghiță și Propăcală. Intrați pe canalul lui, pe canalul nostru. Dar mai sunt atât cum se numesc canalele. Toni și Delca și Ionuț Ghiță. Toni și? Delca. Delca, pe YouTube Toni și Delca și Ionuț Ghiță, da? Acolo găsesc acolo tot felul de oameni. Să-ți face debutul. Perfect, îți mulțumim mult de tot și felicitări pentru că faci foarte mult în felul de oameni. Cu voi până aeroport, deci o nebunie de fată ce ai. Mulțumesc mult de tot, Mergem mai departe, mai avem astăzi o sărbătorită, e tot actor, îi vă face o surpriză, haide Ciucă să-l sunăm, e în Delta, nu? Ia uite aici, aia să vedem. Și a luat autobuz în Delta? Ai luat ceva legat? Cum a fost? S-au speriat, ai văzut? Da. Dar nu mai avem baterie. Până e terminat. Te-ai speriat? Da, te-ai mai prins imediat, m-au gintat, mișcă ăla. Am văzut de când noi, n-am zis nimic, n-am făcut semne, n-am făcut nimic. Păi am stat cu ochii pe voi, să nu mă târâși. Bă, dar mai mari ca Hermii de acasă. Deci a fost la mine, uite, tremură mâinile. La noi mor de bătrânețe, gândați. Nu, nu, pe coapă, nu se vindecă nimic. Am și altceva. Dar și tu te-ai speriat? Da, altceva, da. Peghi, peghi. Bagă net, că nu se aude. Cred că el n-are cine ești în Delta? Hai să-i Toni, te-ai speriat? Nu m-am speriat, rău, vreau să zic. Nu m-am speriat, nu mă cam am. Noi am vrut să-i facem lui farsă. Și ne-a da, și ne-a tras el. Deci a fost... Sau voi Monkey Returns. Ce bine am avut. Eu ce bine am avut. Tremură, măi. Ce mai deci... Am vrut să-i facem noi lui Măruță și ne-a coptuit. Auziți că voi ați văzut ăla, pe Angelo ăla. Nu rămâne așa, nu rămâne așa.
Deci nu rămâne așa. Ție, ție da să scrieți în comentarii aici al portocală să ziceți fail. Da, mie să-mi spuneți fail pentru că am dat fail cu domnul Măruță. Dar domnul Măruță, dacă vă uitați la acest vlog, nu o să rămână așa. Da, nu rămâneși. Bă, ai luat-o ce? Ne vedem noi. O zi frumos. Sufletește. Pa, pa. Te pupăm, Cătăline. Pa, pa, băieții. Salut, salut, salut. Pa, Crenguța. La revedere. Bă, fraților, cam atât pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să dați voi acolo mai un like, dacă v-a plăcut vlogul, un comentariu. Bă, a fost interesant, chiar dacă n-a ieșit farsa pe care a vrut o portocală să o facă lui Măruță, dar v-a făcut Măruță vouă farsa. Da. Așa deci, că, dacă mai vreți să mai facem vloguri de genul, o să mai facem. Lăsați mesaje, scrieți acolo, da, v-a plăcut, dați cu degetul. Ne găsiți și la Tony și Delca pe canal, așa că o să vă las linkul în descriere aici, o să intrați acolo dacă vreți, bineînțeles, dar eu zic că o să vă amuzați starea de rău de tot. Dați-le un subscribe acolo pentru că merită, un comentariu. Noi ne auzim cu un nou episod, vă pupăm de aici, de la Măruță!